Măsurile de distanțare socială impuse de apariția acestui nou flagel numit COVID-19 i-a determinat pe cei din lumea sportului să reconfigureze competițiile inclusiv la nivel mondial. O situație similară o întâlnim și în lumea atletismului Masters, acolo unde cei doi băimăreni, Monica Hordo și Carol Farcaș, au fost prezenți. La sfârșitul săptămânii trecute, pe terenul de atletism din municipiul Baia Mare, la startul unor probe aflate sub egida World Masters Athletics Toronto 2020, programa să se desfășoare până pe data de 1 august. Cei doi multipli campioni naționali și balcaniști sunt singurii care au participat din Maramureș la această inedită ediție a Campionatului Mondial de Atletism, cea mai importantă competiție de nivel planetar de atletism pe pistă și teren rezervată sportivilor de peste 35 de ani. Monica Hordo s-a înscris la proba de săritură în lungime, în timp ce Carol Farcaș a atacat probele de 400 de metri plat, respectiv cea de 300 de metri garduri. Conform regulamentului de concurs, băimăreanca a beneficiat de 6 sărituri la groapă, cea mai bună dintre ele, cea de 5,09 m, nou record personal, fiind cea omologată și transmisă forului mondial. Mă bucur nespus de mult pentru organizarea care, într-un timp atât de scurt, a fost extraordinar de bine pusă la punct. Trebuie să mulțumesc în primul rând arbitrilor, doamnei Pop Terezia, Delia Grumaz, Adrian Bonaț, domnul Ganea și nu în ultimul rând domnului Sorin Andrei, care a fost alături de noi în această competiție internațională susținută la Baia Mare. Datorită timpului care nu a fost foarte prietenos cu noi, dar totuși, într-un final, am reușit să ne desfășurăm concursul. Sunt mulțumită, chiar foarte mulțumită de rezultat, ținând cont de condițiile pe care le avem aici. Am început cu 4,70 și am ajuns la 5,09. Ce este trist că nu știm care este marea câștigătoare a acestei competiții, dar rezultatele am să le transmit în momentul în care va fi clasamentul gata. Îmi doresc și sper că sunt în primele trei sportive, atlete de rang mondial. La proba de 300 de metri garduri, atletul Carol Farcaș a reușit să obțină un timp de 1 minut și 005 sutimi, timpul scos fiind o recorectare a propriului său record național și balcanic. În proba de 400 de metri plat, atletul de 73 de ani a reușit să scoată timpul de 1 minut și 22 de secunde, timp care îi dau speranțe pentru o clasare meritoasă la această inedită ediție a campionatului mondial rezervat veteranilor. Am participat astăzi la două probe, 300 garduri, nu plac 300 garduri, unde am obținut 1 minut 005 sutim, care este un record național și balcanic, iar la 400 de metri plat am alergat 1,22 de secunde. Este un timp bun și asta, datorită faptului că am avut puțin timp de recuperare, imediat după 300 garduri am avut 20 de minute ca să alerg și 400 de garduri și sunt două probe foarte grele, lungi și foarte grele. Dar acum să vedem la final la ce va ajunge acest timp la mondiale, când se face clasamentul final la Toronto. Față de edițiile anterioare, cei circa 9.000 de concurenți din peste 80 de țări înscriși în concurs vor concura în primul rând din orașele din care fac parte, forul mondial limitându-se doar la centralizarea timpilor trimiși de oficiali, fără a mai lua în prealabil în calcul standardele de calificare. Până la această dată, campionatele mondiale de atletism Masters au fost organizate de un număr de 18 națiuni, prima ediție fiind organizată tot în Canada, la Toronto, în urmă cu 45 de ani.